Am aflat și mi s-a confirmat bănuiala, Dima a venit în Casa Mireasa pentru a-i tunde pe băieți să fie și frumoși în marea finală. Se pare că totuși staful a avut mare încredere în Dima că se pricepe și iată că l-au invitat să se ocupe de băieți. Dacă în cazul unghiilor a fost invitată Luca din sezonul 4, iată că în cazul tunsorii băieților o să fie vorba despre Dima, care se va ocupa, spunea el că pe Adrian îl alege primul pentru că are o aniversare și de aceea e un mic cadou și restul băieților să dea cu banul sau să facă piatră, hârtie, foarfecă și să stabilească astfel ordinea. Am înțeles că va tunde în baia din casa fetelor, așa spunea Dima, și mă gândesc că o să fie o seară destul de lungă, pentru că sunt ceva băieți și o să dureze, iar mâine e o zi foarte lungă, după 12 ore în care concurenții vor fi plecați din casă la filmări, la petrecere se vor întoarce direct la o altă petrecere cea a burlacilor.